toți am să ne pricepem la artă, fim artiști la una sau alta. Ca să ne pricepem la ceva, să fim profesioniști. Eu nu cred în profesionism. Eu sunt ticonar naiv și mai nu să înțeleg că nu există profesionism la om. O să vă spun niște lucruri care le-a predicat pastorul Bush despre un alt om pe nume Ernst Parla, care a fost un sculptor expresionist german, perioada expresionismului, anii 20-30. Și pot să vă spun ce am văzut, ce mi-a plăcut. În fine, exemplu, într-una era o structură în care era un om cu asta care a fost și care cânta, făcut în lemn. Deci el sculpta ca în perioada goticului, medieval, pentru cine știe. Dar este altă structură în care e o femeie cu un văr așa pe cap, se stă așa și zice, fie vă milă. Și cum încheie bala, nu, Bush, scuze, zice așa, că bala a scris și piese. Și are o piesă numită Bolbățivul. Și zice că era într-un sat, într-un oraș, nu știu unde, un om numit Bol, care era băutor sau cum zic. Și într-o zi, într-o duminică, au zis, hai să mă duc și eu până la biserică. S-a dus la biserică, la biserică germană, fiind catolică. Au văzut acolo tot felul de sculpturi și treburile. Și sculptura a prins viață. Și a văzut, acum nu mai știu exact, dar judecată de apoi sau ce-o fi în toate astea. Dar s-a întors în piața orașului și a început să zică, să strige. Sau au auzit un înger sau un vine, dar ideea e următoare. Au auzit literal, ieșiți morți din mormintele voastre. Nu invocați descompunerea trupurilor voastre. Ieșiți ca să... Deci, nu mai știu sfârșitul, păcat.